Și despre situația cetățenilor români aflați în zonele lovite de inundații. Discutăm în cele ce urmează cu Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Care este situația în aceste momente? Pentru că vedem că numărul românilor dați dispăruți a crescut de aseară și până în prezent. Da, și nu numai autoritățile spaniole sunt în alertă și colegii noștri de la Consulatul României de la Castellón lucrează în continuu încă de la debutul acestor fenomene meteo fără precedent în regiunea valenciană și nu numai, în tot regatul Spaniei. Mai mult trebuie să vă spun faptul că până în prezent, având în vedere că în această comunitatea valenciană, există un număr considerabil de cetățeni români care locuiesc și lucrează acolo, unde vorbim de aproximativ 160.000 de persoane în întreaga comunitate. Până în prezent ne-au fost semnalate și verificăm informațiile privind dispariția 22 de cetățeni români. Oficiul consular menține un contact permanent cu autoritățile locale, verificările fiind în desfășurare. Mai mult, ambasada noastră la Madrid este în legătură cu autoritățile centrale spaniole prin intermediul atașaților pentru afaceri interne, tocmai pentru a sprijini demersurile necesare. Mai mult, colegii noștri de la Consulatul României la Castellón colaborează îndeaproape cu autoritățile locale competente, fiind pregătiți să ofere asistență consulară dacă va fi necesar. Totodată, reprezentanții oficiului consular mențin legătura cu cetățenii români care au semnalat persoanele dispărute. Cifrele ați văzut că evoluează, precum și cu cetățenii români care au semnalat dificultăți, tocmai până ce autoritățile spaniole vor identifica soluțiile corespunzătoare în vederea acomodării lor. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României de la Castellón de la Plana. Apelurile sunt redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate, sunt preluate în regim de permanență 24/7, iar cetățenii români care se confruntă cu situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al consulatului. Acolo le va răspunde un coleg de-al nostru și va prelua informațiile cu privire la cetățenii români. Domnule Radu Filip, vedem că bilanțul, așa cum spuneați și dumneavoastră, bilanțul victimelor crește de la o oră la alta. În aceste momente, autoritățile din Spania spun că sunt 95 de persoane decedate în urma inundațiilor catastrofale de acolo. Întrebarea este dacă dumneavoastră aveți date despre românii dispăruți, referitoare la vârstă, sex, astfel de date. Da, avem datele și trebuie să vă spun că până la acest moment nu ne-a fost semnalat de către autoritățile spaniole decesul vreunui cetățean român. Sperăm ca lucrurile să rămână în continuare la fel, dar da, avem datele de identificare ale cetățenilor români care sunt dați dispăruți. Colegii noștri împreună, bineînțeles, cu autoritățile spaniole fac verificările. Bun, despre câți bărbați, câte femei ar fi vorba? Există și copii printre persoanele date dispărute? Este, da, din păcate avem aceste date, dar nu vi le pot comunica pe măsură ce lucrurile vor evolua. În momentul în care avem toate informațiile certe verificate, ați văzut că evoluează, atunci vom comunica. Dar avem toate elementele pe care m-ați întrebat. Spuneați că românii care sunt în zona afectată de inundații pot suna la consulat. Întrebarea este cum ar putea să-i ajute reprezentanții consulatului?
În primul rând, conform atribuțiilor pe care le au, colegii noștri le pot acorda asistența consulară de specialitate. Mai mult, colegii noștri pot îndruma către autoritățile spaniole, în funcție de solicitări, care le-ar putea răspunde a solicitărilor pe care le au. Mă refer aici la cei care se află în cei care au semnalat dificultăți, adică le-au fost luate, distruse actele, le-au fost afectate casele. Colegii noștri pot îndruma către zonele, punctele focale realizate de autoritățile spaniole, unde se pot adresa și pot semnala acest lucru. De asemenea, la telefoanele de urgență pot notifica, cetățenii români pot notifica eventuale dispariții sau lipsa unor contacte cu cunoscuți, prieteni, rude sau alți cetățeni români despre care știu că nu le răspund la telefon sau la mesaje. De asemenea, mesajul colegilor noștri a fost în permanență adresat cetățenilor români și nu numai, să respecte cu strictețe instrucțiunile date de către autoritățile spaniole, tocmai care au intervenit. Ați văzut că există anumite rute care s-au redeschis, tocmai pentru a-i îndruma astfel încât să fie în siguranță și, bineînțeles, să fie în regulă până la momentul în care se pot întoarce la casele lor.